Vă salut, prieteni, bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să fac un test de penetrare. O să trag cu arcul meu din salcâm, făcut de mine, și cu arcul de copii, arcul compound. O să trag cu o săgeată Easton Powerflight din carbon, cu broadhead, vârf de vânătoare. Și nu are pene, ca să, în caz de trece pe cealaltă parte, să vedem cât a penetrat. Trag prima oară cu arcul din salcâm. Deci penetrarea este, dați să vedem, 22 jumate, 20, da, 22 jumate, puțin mai mult de jumate. Nu prea văd. Se vede. Acum să tragem cu arcul compound de copii. Acum tragem cu arcul compound de copii. Aproape 16 cm. De fapt, îi, dacă tu nu se mișcă linia. Nu, 15 jumate. Da. Cam atât. Ați văzut diferența? Acum o să trag mai o dată în polistiren. Să vedem din nou. Prima oară cu arcul din salcâm. Măsurăm de aici, de la noc, 30 de centimetri. Se vede. Sper că se vede. Puțin mai mult de 30. Și s-a oprit și în pământ. Acum să tragem cu celălalt arc. Deci, afară este, de la noc, 53 jumate. De se vede, arcul de salcâm a fost cel mai puternic. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, o să mai pun videoclipuri. Dar ați văzut, când am tras cu arcul mic, a intrat puțin într-o parte, dar tot am văzut, am demonstrat și prin polistiren, pentru că arcul de salcâm este mult mai puternic. Da, nu uitați să dați un like, un subscribe, la revedere!